Cei trei infractori au state vechi în hoții. Unul dintre ei, deși are doar 25 de ani, a stat mai mulți ani în închisoare pentru același gen de infracțiuni. Toți sunt suspectați și de comiterea altor fapte de acest gen, în mai multe județe din țară, inclusiv că ar fi dat spargeri la Pitești. Acum au fost prinși în flagrant. În general, pătrundeau în locuințe în care nu mai erau proprietari, probabil proprietarii erau în vacanță sau nu locuiau de obicei acolo. Pe timpul nopții aveau mai multe moduri de operare și prin forțare și cu chei potrivite. Sunt mai multe modalități prin care pătrundeau în aceste locuințe. După flagrant, hoții au fost aduși la Pitești. Ce ați făcut? Hai, ia-l și pe ăla. Spăteați locuințe? Foarținați! Pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, cei trei tineri riscă până la 15 ani de închisoare.